Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. În primăvara acestui an, în Vrancea s-au semănat 11.000 de hectare cu floarea soarelui. Cum vremea a fost bună și ploile au căzut la timp, fermierii au obținut în medie 2.700 de kilograme la hectar. În acest an, fermierii au obținut în medie la floarea soarelui 2.700 de kilograme la hectar. Întreaga cantitate recoltată a fost achiziționată de fabricile de ulei. Conform programării și estimării făcute de circa 2650 kg pe hectar floarea soarelui, pentru cele 500 de hectare care în acest moment au fost raportate ca și recoltat, s-a înregistrat o medie de 2680-2690 kg la hectar. Deci programatul cu realizatul se poate considera chiar undeva la peste 100% realizat. Ce preț de achiziție se estimează? Referitor la prețul de achiziție, având în vedere estimările și raportările celor care achiziționează, cum sunt Comcerealul și unitățile mari, tot în jurul valorii de 1 leu pe kilogram. Au fost însă și fermieri interesați de culturi, am putea spune cu ghilimelele de rigoare, exotice. Astfel, în zona Ciorăști au fost semănate cu coriandru 970 de hectare. S-ar părea că încercarea a dat rezultate bune, întreaga cantitate fiind contractată. Situația școlii gimnaziale cu clasele 1-8 din Faraoanele este neschimbată, spre disperarea părinților care amenință să-și transfere copiii la școli din Odobești și Focșani. Primăria, conducerea școlii, cer bani pentru finalizarea lucrărilor. Directorul școlii spune că a trimis numeroase adrese la Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean, Prefectura și Consiliul Județean Vrancea, dar nu s-a primit niciun răspuns. În acest timp, elevii învață în două schimburi, înghesuindu-se în 6 săli de clasă de 16 metri pătrați. Chiar dacă întreaga comunitate a sperat până în ultima clipă să se întâmple o minune, nici în acest an școlar 2013-2014, cei 200 de elevi ai școlii gimnaziale din satul Faraoanele, comuna Vârteșcoiu, nu vor reveni în sălile de clasă, ale clădirii reabilitate aproape în totalitate. Deși mai erau puține de făcut, centrală termică și grupurile sanitare, Ministerul Educației nu a găsit sursa de finanțare. Conducerea primăriei este bulversată la gândul că și în acest an copiii vor fi nevoiți să învețe în clădirea veche de 100 de ani, cu săli de clasă atât de mici încât copiii abia dacă se pot strecura printre bănci. Am avut mari speranțe și am sperat până în ultima clipă la începerea noului an școlar să reușim să înceapă copiii într-un spațiu mult mai frumos, mult mai adecvat și în condiții mult mai bune. Pentru noi, școala de la Faraoane, când spun noi, mă refer la echipa de la Primăria Vârteșcoi împreună cu domnul primar Viorel Mărza, a fost și va rămâne prioritatea numărul 1, pentru că aici învață un număr de peste 200 de copii. Și la începerea anului, cu venirea iernii, condițiile sunt destul de neprielnice. Grupurile sanitare, curtea, tot ce înseamnă, copiii vor întâmpina iar greutățile pe care le se confruntă de atâția ani și ne doream din tot sufletul să înceapă într-un mediu mult mai plăcut, un ambient mult mai bun și propice desfășurării unei activități bune. Dar din speranțele care le-am avut, nu ne-o pierdem, vom continua să luptăm și să facem demersurile care le-am făcut și până acum și le vom susține în continuare, în speranță că măcar în al 12-lea ceas să reușim să terminăm această lucrare care este de importanță chiar strategică pentru Comuna Vârteșcoi, sat Faraoanele. Dacă la Faraoanele școala gimnazială stă cu lacătul pe ușă din lipsă de bani, la școala din satul Vârteșcoiu se fac ultimile finisaje și se construiește gardul de jur împrejur. Doar 35 din cei peste 800 de elevi sau studenți care pot beneficia potrivit legii de pensie de urmaș și-au depus dosarele în vederea intrării lor în drepturi. Termenul limită pentru depunerea cererilor este de 10 octombrie. Dacă până la această dată nu sunt depuse dosarele, urmașii nu mai pot beneficia de acest drept. Au dreptul la pensie de urmaș copiii cu vârsta de până la 16 ani, cei care își continuă studiile fără a depăși limita de vârsta de 26 de ani sau copiii care suferă de invaliditate pe perioadă nedeterminată. Condițiile de acordare a pensiei de urmaș s-au modificat, astfel că data limită pentru depunerea actelor în vederea obținerii pensiei de urmaș este de 10 octombrie. Dacă până la această dată copiii susținătorului decedat nu depun dosarele, dreptul la pensie de urmaș se suspendă până la intrarea în legalitate, respectiv până la depunerea actelor care să ateste calitate de elev, student sau invalid a urmașului beneficiar.
Până la această dată, din cei 852 de elevi și studenți beneficiari ai pensiei de urmaș, și-au depus dosarele la Casa Județeană de Pensii Vrancea doar 35 de persoane. Asta în condițiile în care ei au la dispoziție mai puțin de 3 săptămâni. Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. La această dată există în evidențele noastre un număr de 11.612 dosare de pensii de urmași, dintre care 852 de dosare pentru elevi și studenți. În aceste zile, elevii care au împlinit 16 ani și beneficiază de pensie de urmași trebuie să prezinte la Casa Județeană de Pensii o adeverință din care să rezulte că își continuă studiile. Începând cu 1 octombrie, și studenții care beneficiază de pensii de urmași trebuie să depună aceste adeverințe din care se rezultă că urmează cursurile unei instituții de învățământ superior. Data limită pentru depunerea actelor este 10 octombrie. În caz contrar, plata pensiei de urmași se suspendă până la intrarea în legalitate, respectiv până la depunerea adeverințelor de elev sau student, cel puțin pentru luna octombrie. Adeverințele de elev sau student care se depun la casa de pensii vor fi însoțite de ultimul cupon de pensie. Adeverința eliberată de unitate de învățământ trebuie să specifice clar că a fost emisă pentru anul de studiu 2013-2014. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează la sfârșitul săptămânii viitoare Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Acțiunea va fi organizată în trei locații, atât în mediul urban cât și în cel rural. Absolvenții din Vrancea care își caută de lucru sunt așteptați vineri 27 septembrie la Bursa Locurilor de Muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează vineri 27 septembrie 2013, începând cu ora 9, acțiunea Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Locațiile de desfășurare a bursei sunt următoarele: în Focșan, la Sala Balada, în Adjud, la Casa de Cultură și la Vidran, sediul primăriei. Bursa se adresează în mod deosebit tinerilor care au absolvit o formă de învățământ în acest an, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă. Facem mențiunea că la data de 27 septembrie 2013 va avea loc Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, unde sunt așteptați tinerii pentru a-și identifica locuri de muncă. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, Bursa Locurilor de Muncă este o măsură activă prin care se facilitează contactul direct între angajatori și persoanele interesate de obținerea unui loc de muncă în scopul combaterii șomajului. Angajatorii care doresc să participe la bursă pot comunica locurile de muncă vacante la sediul agenției. Acum haideți să vedem și alte știri pe scurt. Luni 23 septembrie 2013, la ora 10, la sediul instituției prefectului Vrancea, va avea loc tragerea la sorți a reprezentanților formelor asociative din domeniile agricultură și conexe pentru desemnarea membrilor Comitetului de Inițiativă pentru înființarea Camerelor Agricole Vrancea. Tragerea la sorți se va efectua de către comisia numită prin ordin al prefectului, la care vor participa și reprezentanții tuturor formelor asociative. Prefectul județului Vrancea, Cătălin Popescu, amintește agricultorilor din județ că aceste camere agricole vor avea o importanță foarte mare, fiindcă vor fi singurele organisme ale fermierilor care vor comunica direct cu Ministerul Agriculturii. Camera Agricolă este o instituție privată de interes public, non-profit, cu personalitate juridică, creată în scopul reprezentării și promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice și juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industria alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural și agroturism. Producătorii înregistrați la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură de pe raza județului sunt membri de drept ai Camerei Agricole și reprezintă electorii forului de conducere. Prin ordin al prefectului vor fi delimitate secțiile de votare la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor județului Vrancea, în conformitate cu prevederile legale, în funcție de numărul de fermieri înscriși la APIA. Toamna se culeg roadele unui an de instrucție asiduă în Brigada 8 la Rom Alexandru Ioan Cuza. Comandamentul brigăzii a organizat concursul Subofițerul Soldatul Anului în perioada 17-19 septembrie la sediul acestuia din garnizoana Focșani. În urma desfășurării probelor de concurs, pe locul întâi în clasamentul celor mai buni subofițeri soldați anului 2013 din Brigada 8 la Rom s-au situat la categoria Subofițerul Anului plutonierul Stanciu Nicușor din Batalionul 84 Asigurare Date, la categoria Soldatul Anului caporal Filip Ionuț din Batalionul 96 la Rom. Educația fizică militară, probele practice și instrucția tragerii cu armamentul de infanterie au solicitat la maximum aptitudinele de luptător ale concurenților, dar au generat și cele mai bune rezultate, în timp ce proba surpriză a supus pe aceștia la cele mai inedite încercări. Cei doi militari vor participa la etapa finală a concursului pe forțele terestre.
Elevii dornici să protejeze natura și să învețe lucruri interesante pe această temă au șansa și anul acesta să participe la proiectul Patrula de Reciclare. Prin urmare, grădinițele, școlile și liceele din județ au prilejul să continue seria activităților de până acum. Astfel, până pe 11 octombrie, dascălii sunt invitați să-și înscrie unitățile de învățământ în program și să se alăture unei dintre cele mai active mișcări ecologiste pentru tineri din România. Patrula de reciclare reunește sute de profesori și mii de elevi, pentru care responsabilitatea față de mediu reprezintă un element important de conduită. Prin acest proiect se dorește prezentarea unor exemple de bună practică din partea elevilor și profesorilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La cele două ediții desfășurate până în prezent au participat peste 30.000 de elevi și peste 900 de cadre didactice. Aceștia au contribuit la colectarea peste 300.000 de kilograme de deșeuri electrice și electronice din România. Cadrele didactice interesate pot afla mai multe amănunte despre program accesând site-ul www.patruladereciclare.ro, unde se pot și înscrie până pe data de 11 octombrie. O nouă apariție editorială, de această dată din județul vecin, Buzău, vine să întregească paleta aparițiilor editoriale din 2013. Este vorba despre volumul Copiii plictisiți ai întâmplării, ce poartă semnătura sensibilei scriitoare, Valeria Manta Tăicuțu, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Valeria Manta Tăicuțu nu este o necunoscută pentru publicul iubitor de literatură vrâncean. Autoarea volumului Copiii plictisiți ai întâmplării este laureată a Festivalului Interjudețean Salonul de la Dragosloveni, unde a primit premiul 1 pentru teatru în 1983, dar și a marului premiu, tot la Dragosloveni, în 2005. În timp, autoarea s-a dedicat poeziei, prozei, dar și criticii literare, pentru care este foarte apreciată. Poeta este de o sensibilitate rară, struntă bine însă, dă în frâul liber fanteziei, monologul interior cu măsură, dozându-și sentimentele incredibil de bine, lăsând la vedere un crâmpei de suflet atât de bogat încât poți să-l simți, să-l trăiești, dincolo de bariera așezată cu grijă de autor între el și receptor. La noi, scrie Valeria Manta Tăicuțu, de flori sunt nici mățișorii nu mai tresar decât în picturile naive ale lui Panait Gabriel, elevul recuperat de industrial, care nu renunță la tăcerea lui legănată nici măcar atunci când, prin termopanele de la etajul 3, răzbate murmul autist al vecerniei. Autoarea pare puternic ancorată în urban, dar s-ar putea să ne înșelăm. Tot ea spune, a scrie o poezie despre cum cade lumina în picioare prin jaluzelele portocalii, care, în traducerea noastră liberă, ar putea suna așa. A scrie o poezie despre cum cade lumina în picioare prin jaluzelele zorelelor de un tandru albastru vioriu, făcându-ne părtași sublimei sale creații. În viața de zi cu zi, Valeria Manta Tăicuțu este profesoară de limba română, președinta Asociației Culturale Valman, autoarea unui volum de proză scurtă, monolog pentru o vară târzie și a trei romane, Slalom sentimental, 10 la puterea infinit, Anul lui Irod, și a unui volum de sonete, Citește, Ulise și plângi, precum și a numeroase eseuri și cronici literare apărute în ziarele și revistele literare din țară. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se apropie de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade Celsius, iar cele maxime între 18 și 20 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! Să vă spartă de o seară cât mai frumoasă! La revedere!